Obiecte pentru igienă. Disciplina. Dezvoltare personală. O resursă pentru clasa pregătitoare. Bun găsit, dragi copii de clasa pregătitoare! Vă invit să cunoașteți astăzi câțiva copii din clasa 1. Ei tocmai au învățat despre regulile de igienă personală și au pregătit pentru voi câteva ghicitori. Vreți să le ascultați și să ghiciți despre ce obiecte este vorba? Eu sunt Dora. Ascultați cu atenție ghicitoarea mea. Am o periuță, nu stau fără ea. Seara dimineața e prietena mea. Curăți bine dinții după ce mănânc. Stați departe, carii, eu zâmbesc mai mult. Ați ghicit? Este vorba despre... Periuța de dinți. Aș vrea să rețineți și că periuța de dinți trebuie schimbată după trei luni și neapărat după ce ai fost răcit sau răcită. Eu sunt Andy. Sunteți pregătiți să auziți ghicitoarea mea? După baie, după duș, cu un curat din pluș. Șterg bine sau delicat, corpul meu este uscat. Ați ghicit? Răspunsul este prosopul pentru corp. Știți că prosopul este un obiect individual, adică fiecare trebuie să folosească prosopul său. Pentru față este igienic să folosim un alt prosop decât cel pentru corp. Eu sunt Ilinca și vă invit la o nouă ghicitoare. Parfumat și mititel, când te speli bine cu el, face spumă și clăbuc, iar microbii toți se duc. Cine este? Așa este, Săpunul. Săpunul ne ajută să distrugem microbii, dar pentru aceasta trebuie să ne săpunim bine, cel puțin până numărăm la 20 sau până cântăm de două ori Mulți întrăiască, Mulți întrăiască. Dacă este posibil, e de preferat să folosim săpun lichid în locul săpunului solid. Eu sunt Albert și imediat o să aflați preferata mea dintre obiectele de igienă. Am o cremă parfumată pentru dinții mei creată. Zilnic eu o folosesc, dinții mei îi îngrijesc. V-ați dat seama? Pasta de dinți. Aș vrea să vă spun încă un lucru. Chiar dacă pasta de dinți pentru copii are diferite arome și un gust foarte plăcut, ea nu trebuie înghițită și încă ceva. Cantitatea de pastă pe care o punem pe periuță nu trebuie să depășească mărimea unui singur bob de fasole. Eu sunt Tina și vă invit să ascultați și ghicitoarea mea. Am în baie un arici. Este blând, cu țepi mici. Când îl folosesc cu spor, îmi descurc părul ușor. Ați ghicit? Peria de păr. Așa este, peria de păr trebuie și ea curățată. După fiecare periere, trebuie îndepărtate firele de păr rămase, iar din când în când peria trebuie spălată și apoi uscată bine. Nu uitați că peria de păr nu se împrumută de la unul la celălalt. Fiecare ghicitoare propusă de colegii din clasa 1 a prezentat un obiect pentru igiena personală și cel puțin o informație importantă despre fiecare. Ce alte obiecte pentru igienă mai cunoașteți? Faceți o listă cu astfel de obiecte importante pentru menținerea igienei personale. Săpunul lichid sau gelul de duș, buretele de baie, Forfecuța de unghii, apa de gură sau peria de unghii sunt alte produse sau obiecte de igienă. Vreți să încercați acum să creați și voi ghicitori despre aceste obiecte pentru igiena personală? Vă puteți grupa câte 3-4 copii. Puteți crea ghicitori despre ce obiecte de igienă personală doriți. După ce ați compus câteva ghicitori, spuneți-le colegilor și încercați să ghiciți răspunsurile potrivite. Puteți să le propuneți chiar colegilor voștri de la clasa 1. În felul acesta, veți învăța mai multe despre obiectele de igienă personală. Nu uitați să aplicați în viața de zi cu zi tot ceea ce învățați. Nu-i așa că este grozav să învățați unii de la ceilalți?